keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Hei, hei, bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă iau din bucătărie, deoarece voi face aici curățenie generală, tot ce înseamnă fiecare colțișor, dulap, voi scoate afară și le voi curăța. Am început de această dată cu congelatorul, pentru că l-am dezghețat de cu seară, după care voi face curățenie în frigider, iau toate rafturile, le spăl, după care voi merge în dulapurile de condimente și voi organiza. Voi reumple organizatoarele care este nevoie, mai schimb etichetele, mai scriu, oricum. Eu am atașat așa câteva secvențe în acest clip și veți vedea pe parcurs toată curățenia amănunțită care o voi face înaintea Crăciunului. Cumva m-am apucat din timp, deoarece voi fi destul de aglomerată pentru perioada ce va urma, cu pregătirile pentru sărbători, dar și pentru că imediat va face Ștefănuțul un anișor și vom avea musafiri, voi fi destul de aglomerată să mă ocup de ziua lui. No. Și zic că hai că încep această curățenie, ei bine, în toată casa, pentru sărbători, să îmi iau de o grijă. Pe lângă toate astea, v-am arătat eu așa puțin în rezumat, pentru că am făcut puțin decor, făcut de mine, handmade. Sper eu tare mult să vă placă, veți vedea pe parcurs că sunt lucrușoare de prin casă, cum ar fi cutiuța de la Lenor, pentru că exact se terminase o cutiuță de la Cappuccino, iar eu le-am făcut așa, le-am vopsit și le-am dat un touch crăciunistic. În fiecare încăpere unde voi face acum curățenie, voi pune și decor de Crăciun, pentru că se apropie aceste sărbători și cumva în toate magazinele, străzile, deja peste tot luminează. Eu cumva simt așa că am intrat în vibe-ul acesta a sărbătorilor, de asta și ceea ce se întâmplă că am să pun și puțină muzică tot așa de Crăciun, ne relaxăm și o să vedeți voi pe parcurs ce treabă mai fac și ne auzim. Așa, pe moment, acum, între timp ce fac curățenie și toate astea, zic, hai să fac un ornament crăciunistic, deoarece eu înainte m-am tot uitat de ornamente și mi se par super scumpe, sincer, parcă mi-este greu să dau banii pe așa 20 de lire pe ceva static pentru casă, bucătărie, ornamente și zic, hai să mi le fac eu. Ei bine, am luat această cutie, ea este de la Papillon, cumpărasem eu seturi de papioane pentru copii. Trei cutii de acest gen le-am folosit pentru ornamentele de toamnă, voi lăsa eu link în descriere către acel clip. Iar acum exact ce am pus la spălat și mi s-o termina pastilele acestea Lenor, iar cutiuța o voi folosi să-i dau și ei o tematică, o altă culoare, o voi lipi aici, voi folosi ca și culori setul acesta a copiilor. Da, sper să-mi iasă ceva. Am eu pe aici ceva conuri, câteva ornamente și mă pliez. Oricum, nu prea mă pliez pe moment, pentru că, sincer, nu am nicio idee și voi vedea ce voi ieși. O să vă arăt și vă oricum. Is it ever since July? I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment
decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Aștept acum să se usuce cum am vopsit eu prima mână. E așa un pic cu urme, dar o să iasă destul de ok până la urmă. Aici alb-roșu am optat, iar acolo cu maro. Vreau să organizez aici la dulape și la dulap, în dulapuri și produsele, cum am eu aici organizatoarele. Să le scot toate, să curăț dulapurile, să șterg ușile și, spre exemplu, cum am eu aici la fasole, cum mai rămas puțin, îl voi muta într-un organizator mai mic, iar la fasole voi schimba eticheta, de asta am aici și markerele, voi pune alte produse în organizatorul ăla mare și tot așa voi roti și aici ce îi nevoie să le rotesc, făină și zahăr, pudră, știu că trebuie să pun leuștean, pătrunjel, de asta le-am și pregătit aici. Produsele la fel, iar ce vreau să mai fac, aici am eu un seltar năzdrăvan, tot timpul seltarul ăsta noi adunăm, cum e și acum, dezordine, iar eu vreau să iau toate coșulețele, necesită să le curăț, să le spăl, seltarul la fel, le voi organiza produsele. În acest fragment al clipului eu am început să reorganizez, ei bine, cum spuneam, să mai pun etichete și vreau să specific că aceste borcănașe sunt făcute de mine, vopsite în culoarea aceasta auriu și etichetele, pentru că de fiecare dată am fost întrebată de aceste etichete, de unde le-am achiziționat, eu voi lăsa un link în descriere sau dacă nu la comentarii. Da, eu sunt tare încântată de aceste etichete și mă împac extraordinar de bine. Îmi place enorm să le văd toate așa organizate. Înainte le țineam într-un borcănaș, așa, un coșuleț, unde țineam toate pliculețele, condimentele și tot ce înseamnă astea pentru a găti. Dar acum, pentru că le am în borcănașele acestea, sunt așa de mulțumită că nu mai este nici mizerie, nu se mai face de la condimente, pungulițe, cum le desfaci, stau și în siguranță. Eu sunt tare mulțumită și totodată despre etichete, pentru că asta vreau să punctez, că voi lăsa link către aceste etichete de unde se pot achiziționa. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and shine.
Terminat și aici de organizat. Cam așa arată mama Ștefănuț pe fundal. Ce nu mai aveam eu nevoie am aruncat și acum arată super. Iar pentru 3 minute mă întorc la ornamente. Am luat 3 mașinuțe de-a lui Rei pentru că vreau să le vopsesc și voi face niște decorații. Am nevoie neapărat de aceasta micuță. Cumva am avut noroc că o are, îi de la Patrula Cățelușilor, așa în miniatură, și numai bine o voi folosi. Vreau să termin aceste decorații acum, după care să îmi eliberez aici blatul și aici în spate unde am celălalt ornament, că am făcut congelatorul, am făcut frigiderul, am organizat aici dulapurile, cuptorul și acum vreau să ies cu hota, partea de sus, vreau să curăț ușile, necesită o curățare amănunțită, mai ales hota și așa, pentru că s-o mai stropit și am pe aici, mai ales și pe aici. Da, în mare parte mai am foarte puțin. Voi ieși acum cu această curățenie, dar înainte să termin aceste ornamente. Exact cum am organizat altarul, am scos pliculețele de cappuccino din cutiuță și am aruncat-o pe jos. Dar totuși după aia m-am uitat la ea și zic, mai hai să o folosesc și pe asta și mai fac un ornament. Așa că acum repede, până le termin pe astea două care le-am început, o să mai fac și pe ăsta și voi avea 3. Parcă mi-a părut rău să arunc cutia, mă uitam așa la ea, dacă totuși cu aceste ornamente, michițubișuri pe aici și vopsele, zic, hai să mai fac încă unul și voi folosi și cutia de la cappuccino. De fiecare dată când fac astfel de DIY-uri, îmi amintesc tot timpul de copilărie, mai exact perioada aia când eram la școală, primele clase și aveam lucrul manual, îmi amintesc, și trebuia să lipim tot felul de chestiuțe, să facem, spre exemplu, toamna cu frunze sau îmi amintesc acum că trebuia din carton să facem niște căsuțe și tot așa să le vopsim, să le dăm culoare și ale mele cumva erau la expoziție pentru a fi așa ca un exemplu. De fiecare dată mi-era foarte dragă, mi-amintesc de mică, am avut chestia asta, o bucurie, nu știu, pur și simplu și acum la fel, o regăsesc așa ca o bucurie când fac lucrurile astea, vreo 2-3 săptămâni mă tot uit la ele și îmi sunt dragi de numă. Mai ales și în acest caz că au fost pur și simplu pe moment, cum mi se terminase cutiuța de la Lenor, am luat și am folosit-o, sau în momentul când am organizat, am scos pliculețele de la cappuccino, iar cutiuța am folosit-o și îmi este tare drag, îmi dă o stare foarte de bine și de asta cumva chiar voi mai face lucrurile astea, în sensul când fac curățenie în dormitor, am să fac ceva decorații făcute de mine sau în living room sau pe hall, mai văd eu pe parcurs, pentru că pe mine mă relaxează și
Exact cum am spus-o de atâtea ori, îmi dă o stare extrem de bine, mă bucură. Aici cumva am arătat gărdulețele, pentru că inițial nu am vrut să pun, vreau cumva așa fără, dar ideea este, spre exemplu, cutiuța, ca să povestesc așa în mare, cutiuța aceasta unde am scris season, îi de la cappuccino și ideea unei păduri, spre exemplu, de asta cum se poate vedea și aici mașinuța, cum am luat-o eu de la Ray, am pus brăduți, în sensul că oamenii în perioada aceasta merg să își taie brăduți sau cumpără pentru a le duce la familie și să împodobească brăduțul de Crăciun. Cumva de asta cealaltă cutiuță în care am avut papioanele, acolo am ilustrat o familie, gen cum așteaptă brăduțul. Asta ar fi ideea, iar aici am ilustrat în câteva secunde cum arăta înainte cutia de la Lenor și celelalte, iar cum arată după. În mare parte, pentru mine, e o mare bucurie, sper să vă placă și vouă și m-aș bucura dacă am dat câteva idei, de ce nu. Iar de aici o să mă apuc din nou de curățenie, termin toată suprafața bucătăriei și vreau să mai zic că toate lucrurile astea nu le-am făcut într-o zi, pentru că ar fi fost imposibil. Eu am cam o săptămână cu tot cu editat. Eu am început sâmbătă, pe 12, sâmbătă, da, 12 noiembrie și eu acum editez îi sâmbătă, tocmai ca mâine dimineață să pot posta. Îmi ia ceva timp, mai ales că merg și la servici. Sunt și mămica a doi copilași mici care au nevoie de atenția mea efectiv non-stop. Ei bine, nu de asta zic, o săptămână întreagă îmi ia ca să fac toate lucrurile astea, mai ales în bucătărie, care e destul de... îți ia mult timp până faci un frigider, până cureți congelatorul, până cureți cuptorul, sunt toate foarte migăloase și mai ales decorațiile acestea. Mi-au venit mie idei, dar și până le termin, până le ajung la finalizare, îmi trebuie 2-3 zile, adică nu le fac atâta de ușor și mai ales cu treabă și... Ei bine, da, cam oricum, ne apropiem imediat de final, mai pun puțină muzică și să ne auzim cu bine. It's white outside and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, the Christmas choir sing Merry Christmas to you. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us make memories that stay forever. It's Christmas today. All snow is falling down. Aici mai pun ultimele touch-uri ale bucătăriei, cum ar fi această vază cu flori, fața de masă, ce mai e nevoie, decorațiile pe care le-am făcut și v-am înnebunit. Ne apropiem de finalul acestui episod. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și dacă ați rămas alături de mine până acum.
De aici voi închide clipul și să ne vedem cu bine în următoarele episoade. Pe curând, pa, pa! All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. Christmas choir sing, Merry Christmas to you.